Salutare, femei frumoase din comunitate și bine vă găsesc! Începem anul și începem programul pe cale cu un subiect tare drag mie. Ne-am început luna aceasta sub sloganul sintagma Mă caut în toate femeile și este tare frumos cum încercăm, conștient și inconștient, să ne găsim pe noi ca femei, să ne simțim pe noi ca femei, stând în preajma altor femei sau intrând în anumite dinamici cu alte femei. Și invitata de luna aceasta este o femeie tare dragă mie, Elena Barbu, care a dat așa viața să ne întâlnim în spațiul cursurilor de feminitate, inspirându-ne una pe cealaltă în procesul nostru. Și Elena, tu facilitezi spațiile astea de transformare, de trezire prin constelațiile familiare și motivul pentru care te-am invitat astăzi este să povestim un pic despre aceste căutări conștiente sau inconștiente de cele mai multe ori ale noastre, încercând să ne găsim, să ne definim, să știm cine suntem ca femei, câteodată ne iese, câteodată nu. Și de obicei când începem să săpăm, când începem să căutăm, ne vin foarte multe povești din trecutul nostru, din trecutul mamei, a bunicii, povești netrăite și câteodată e așa cu frustrare că nu înțelegem de ce nu ajungem la noi. Și căutările astea aș vrea un pic să le explorăm mai mult prin prisma constelațiilor familiare. Și e interesant să ne spui câteva lucruri și despre tine. Știu că, nu știu, mi se pare fantastic cum formarea asta de medic, cu formarea de medic de oameni și constelațiile îmbinat atât de frumos și aduci darul ăsta, mie mi se pare așa de un înger, de lumină. Așa te văd când lucrez cu oamenii. Spune-ne câteva lucruri despre tine. Mulțumesc foarte mult pentru invitație, Lia. Este o onoare pentru mine să fiu aici alături de tine și de minunatele femei surori, cum îmi place mie să le spun de ceva timp. Despre mine câteva cuvinte. Sunt medic în imagistică medicală specializată de peste 25 de ani și cu imagistica medicală vedem un corpul fizic. Desigur că am avut și eu povestea mea și drumul meu, muncind atât de mult să îmi fie dăruite, ca să spun așa, cazuri deosebite, pentru că aceste cazuri deosebite m-au făcut să-mi pun întrebări. Și uite așa, din întrebare în întrebare, începem să găsesc un răspuns la ce e în spatele unei boli grave și la copii și la tineri, am ajuns să descoper constelațiile familiale. A fost momentul, să spun așa, de coditură în viața mea, pentru că și eu până atunci, încă vreo 10 ani, m-am căutat pe toată planeta, cu stil, cum îmi place mie să spun. Și eu a fost un moment în viața mea în care am încercat să mă descoper, să văd ce se întâmplă cu viața mea. Și eu cred că are fiecare un moment, la un moment foarte clar, se întâmplă un eveniment în viața noastră, de obicei nu este un eveniment foarte plăcut, evident, care ne zguduie puțin. Și avem nevoie de aceste momente, pentru că e nevoie să creștem, e nevoie să evoluăm. De asta suntem pe aici. Că suntem toți ființe spirituale în experiență umană, deja o știm. Și am avut și eu acest moment, care m-a zguduit în vârstă de 36 de ani. Acum știu ce simbol și ce semnificație această vârstă, pe vremea aceea nu știam. Și de atunci am început să îmi pun întrebări și mai ales să mă uit la viața mea. Până atunci am muncit foarte mult, ca medic în spre de urgență, faci găzi, muncești mult, uiți de tine. Mai târziu am descoperit că de fapt mă ascundeam în spatele muncii și eram orcaholică și de fapt fugeam de mine și fugeam de viața mea. Până când viața a spus stop. Până aici. Dacă nu te oprești, pleci de aici. Și cum spuneam, cam așa de mult stil, că am plecat din trei spitale în burnout. Nu mi-a ajuns un burnout. A trebuit să-l trăiesc și pe al doilea. Da? Nu mi-a ajuns nici al doilea. Am ajuns și la al treilea. De la al treilea am spus eu stop. Și am spus un stop care a fost practic un pic dincolo de mine,
pentru că mi-am dat demisia, pentru că m-am oprit și pentru că am stat câteva luni bune cu mine să mă regăsesc. Și a început altă călătorie. Și altă călătorie, că practic până la urmă viața noastră este o călătorie. Și o călătorie frumoasă. Eu văd așa ca pe un buchet de experiențe, știi? Că nu poate să fie doar frumos. Dacă e doar frumos și comod, nu creștem. Suntem ca niște copii. Da? Așa că vine viața. Viața ne-a avut până aici. Ne-a avut aici, nu? Și ce frumos e, cum spunea de constelații, că mi-au adus constelațiile acest dar să văd că dincolo de părinții noștri e acel ceva mare. Să-i spunem cum vrem noi, cum vrem fiecare. Că e sursă, că e... Nu contează. Ceva... Viață. Viața ne-a vrut aici. Și câtă măreție au părinții noștri, pentru că și-au dat voie să se lase ghidați de acest ceva mai mare, de această forță creatoare, mama s-a lăsat ghidată către tata și tata către mama. În acel moment în care ei s-au iubit ca bărbați și femei și s-a cuibărit sufletul nostru în pântecul mamei. E dincolo de ei. Și e dincolo de noi. Și vine acest moment în care lucrăm prin constelațiile familiale, exact aceste momente atât de importante. Pentru că eu ca femeie pot să văd măreția mea ca femeie și mamă doar atunci când pot să văd măreția mamei. Și de aici începe așa un subiect despre care putem vorbi zile și nopți, pentru că marea noastră provocare ca femeie este mamă. Și unul dintre lucrurile foarte importante, dacă vrem într-adevăr să fim așezate și împăcate cu noi, e nevoie să începem să ne împăcăm cu mama. Și acum începem. Mama în diverse aspecte, că vorbim de mama, că e energia feminină, că e țara, că sunt toate femeile. Până ajungem noi la energie feminină și la țara natală și așa mai departe, și femininul interior și divinul feminin și divinul masculin, last level, da? Avem de muncă și acolo trebuie să începem cu mama, da? Cu mama biologică. Pentru că, de ce este așa de esențial? Ok, părinții noștri s-au iubit ca bărbați și femei. Îmi place mie să spun slavă Domnului. Știi că dacă nu eram noi acum pe aici ca să discutăm, să discutăm și să... Da. Eu acum sigur că după atâta muncă sunt foarte împăcată cu mama și are locul ei în inima mea. Eu mă bucur că mama trăiește 35 de ani și sunt așa, mă simt ca pe mare grație că am descoperit constelațiile și am avut șansa să stau în propriul meu proces și să văd de fapt că în spatele acelei furii care o avem pe mama, pentru că toți și bărbații și femeile suntem furioși pe mama în egală măsură, poate femeile un pic mai mult, dincolo de acea furie este un dor foarte adânc. Și acest dor adânc îl avem cu toții și l-am văzut și la femeie de 73 de ani. Și l-am văzut și la 80 de ani. Și este impresionant. Acel dor adânc de mamă pe care îl avem cu toții. Și cine îl are? Așa cum am mai spus și la alte emisiuni. Pe bebeluș. Eu acum ca medic lucrez de foarte mulți ani în pediatrie și pacienții mei preferați sunt bebelușii. De asta pot să vorbesc cu atâta ușurință pentru că îi văd. Îi văd. Și este impresionant atunci când vezi că mama, tânăra mamă, este conectată la nivel de suflet cu acel copilaj. Impresionant. Și mă bucur pentru că acum din ce în ce mai multe mame, din ce în ce mai multe femei au început să fie prezente și să privească sarcina cu alți ochi, să privească nașterea cu alți ochi, să ne întoarcem ușor, ușor către natural și să ajungem în acel moment în care atunci când femeia naște, se poate să fie prezentă și din prima secundă în care are bebelușul în brațe, să-l privească direct în ochi și dincolo de ei. Să-i vadă sufletul. După asta tânjim Lia cu toții. Și noi, femeia adultă la 40-50 de ani, încă mai tânjim după acel sclipire. Acea sclipire în care să te vadă mama. Și sufletul nu are nevoie mai mult decât de o sclipire, decât un impuls. Și cu acel impuls, dacă ne reușește, noi ne putem bucura de viață. Altfel, vom tânji după acest lucru și vedem ce se întâmplă în relații. O mare provocare acestui moment pe toată planeta sunt relațiile.
În relații trăim, ele ne aduc bucurie, dar ne aduc și foarte multă suferință și ele ne ajută relațiile foarte mult să evoluăm, pentru că în relații evoluăm cel mai mult și ajungem în relații să aștept de la partener și femeia și bărbatul să fie o mamă mai bună. O rețetă spre multă suferință până la urmă. Pentru mine e foarte fascinantă partea asta când poți să accepți în interiorul tău că această viață, această călătorie e spre evoluție. Mi se pare că e de cotitură când se așează înăuntru tău acest lucru, că nu trăiesc doar să plătesc facturi, chestii, nu trăiesc doar să mă căsătoresc și să am experiența asta umană, ci prin această experiență umană eu ca suflet să mă dezvolt, să mă descoper și până la urmă să evoluez. Deci mi se pare fascinant. Și atunci pot să mă asum altfel drumul, calea asta și să nu mă mai fac că nu se întâmplă nimic, ci chiar să pășesc spre ea. Și da, partea asta o țin minte un terapeut când mi-a spus că ești parte din mama ta. Dacă respingi mama, înseamnă că te respingi pe tine. Și a fost așa foarte interesant să stau cu lucrul respectiv și nu poți să forțezi, nu știu, să îți iubești mama când tu, de fapt, ești într-un război în interior. Nu știu ce subiect ai deschis aici. Suntem mamele noastre. Da. Pentru mine a fost un moment extraordinar. Bine, m-a ajutat foarte mult fiica mea. Era adolescent atunci. În care m-am oglindit foarte mult. Și la un moment dat m-am uitat în ochii ei și am văzut dorul meu de mama. Au fost aceste momente care m-au pur și simplu, m-au trezit și m-au zguduit. Și un moment iarăși important în tot acest proces de vindecare sufletească, că până la urmă despre asta este vorba, a fost momentul în care m-am dat seama că sunt la fel ca mama. Dar la fel ca ea. Și dorința mea a fost să fiu mai bună ca ea. Tot avem într-un fel sau altul lasă cam să fiu o mamă mai bună pentru copilul meu. Și am sfârșit să fiu la fel ca mama. Acum o spun cu foarte mare drag, pentru că fiind împăcată cu mine și cu toate acele părți din mine, da, pot să spun cu ușurință și am scris-o și public și am spus-o și mamei, că mi-am dorit să fiu mai bună decât ea. S-a uitat la mine așa cu foarte multă blândețe. Îți vine înțelepciunea, da, sigur că vârsta ne aduce o înțelepciune foarte fină și prețioasă. Dar suntem la fel ca mamele noastre. Și nu avem cum să fim altfel, pentru că inclusiv momentul conceperii își lasă amprenta asupra corpului nostru energetic, asupra sufletului nostru. După aceea creștem în pântecul mamei. Suntem în contact în pântecul mamei cu toate emoțiile mamei. Fiecare emoție ajunge la embrion, ajunge la făt. Deja este studiat științific cum trece prin placentă și așa mai departe, cum rămân la nivel de ADN memorați copiii care au crescut în pântecul mamei. Da? Deci sunt niște cazuri absolut senzaționale, nu mai intrăm în amănuntele astea. Mie îmi plac cazul ăsta de subite, m-a fascinat întotdeauna. Ideea este că suntem în pântecul mamei, o cunoaștem pe mama cel mai bine. Vine momentul nașterii, care iarăși este foarte important. Deci așa la momentul nașterii, pentru că iarăși vă dăm ereția mamei. Orice femeie care rămâne însărcinată și spune da vieții, așa cum au făcut și mamele noastre, știu și simt în sufletul lor că există riscul ca să-și piardă viața la naștere. La nașterea noastră, că viața lor este în pericol. Și cu toate astea au spus da. Și este minunat atunci când noi putem să vedem măreția mamei dincolo de toate. Și cu mama accepta să-și dea viața, da? Ca să ne dea nouă viață, să dea viața mai departe. Emoțiile pe care le-a avut mama, trăirea pe care am avut-o mama în momentul nașterii, ajunge la fel ca noi. Dacă unei mame, de exemplu, dacă în câmpul, acum intrăm în câmpul de constelații, dacă avem în câmpul nostru familial o femeie care a murit la naștere, o bunică, o străbunică, o străstrăbunică, o mătușă, nu contează, chiar dacă noi nu știm,
în câmpul nostru, în sufletul nostru, este această informație. Și poți să fii, în acel moment în care se dai nașterea copilului, tu ești perfect sănătoasă, totul este în regulă, dar să ai o frică foarte mare că ai putea să mori. Nu este frica ta, este o frică din sistemul familial. Și eu îndrăznesc să spun, dacă deschidem câmpul foarte larg, cu mare probabilitate, cred că în fiecare linie de femei a fost cel puțin o femeie care a murit la naștere. Și informația rămâne. Da? Acum la modă sunt cezarienele. Din nefericire. Și spun din nefericire pentru că femeia este anesteziată și copilul vine pe lume gata anesteziat. Mai mult decât atât. Este separat de mamă de la naștere, Lia. Exact. Da? Mama stă supravegheată într-o încăpere, copilașii stau supravegheați și așa mai departe, pentru că avem niște condiții în medicină, cum a evoluat foarte mult medicina, în altă încăpere, și este copilașul să pară omul la naștere. Și deja intră cu disociere. Dincă din momentul nașterii. Ce șoc! Când vii pe lume după conexiunea atât de apropiată cu mama și să vii. Și care e naturalul? La nașterea naturală este atât de important, iarăși repet, primul contact cu bebelușul. În mod normal, când se naște natural, nu vorbesc în spital, dacă naște în mod natural, în lumea naturală, bebelușul, după ce a venit pe lume, singur, se cațără pe pieptul mamei și ajunge la sânul mamei. Singur. Și este un film, dacă mă aduc bine aminte, se numește Laguna Albastră, cu Brooke Shields, e un film vechi, am văzut-o decât prin adolescență, și știu această imagine din acel film în care erau ei doi tineri și abar n-aveai pe ce lume trăiesc, a rămas însărcinată, abar n-avea că a rămas însărcinată, au și născut singurică în pădure și am văzut acea mișcare cum a venit Laguna Albastră, țin minte că se numește filmul, îl recomand. A venit bebelușul la sânul mamei. Și foarte frumos spune Berghelinger, părintele constelațiilor familiale, mama este pentru noi ca fântâna vieții. Și dacă această mișcare nu ne reușește, la momentul nașterii, toată viața noastră va fi o luptă. O căutare. O căutare. Și nu știm ce căutăm. Da. Da? Ce căutăm? Să îmbrățișăm viața și să fim văzuți de viață. Și acum vedem mama și mama ei, bunica cu mama ei și deja avem iarăși un câmp despre care putem vorbi foarte mult, pentru că viața noastră și relațiile noastre sunt influențate odată de toată experiența noastră, momentul conceperii, prea de desarcină, nașterea, de primii ani de viață, nici nu mai spun, pentru că suntem în simbioză cu mama undeva până în 3 ani. Acum 30 de ani se spunea că suntem în simbioză cu mama un an. După aceea s-a spus până la 2 ani. Acum undeva între 2 și 3 ani. Într-adevăr, cam până la 3 ani copilul este în simbioză cu mama. Ce se pare pe mama, pe copil de mamă? Tatăl. Tatăl sănătos să știe că aproape de vârsta de 3 ani ia copilul și îl separă sănătos. Dar și mama are nevoie să-i dea voie copilului să se separe de ea. Că putem rămâne legați, să ne ținem copiii legați și la 50 de ani. Edita mai adultă de 2 metri cătușa și este legat de mama. Și o vedem. O vedem în jurul nostru. De asta este important și noi ca mame să ne facem treaba, să le dăm drumul copiilor noștri. De ce? Pentru că ei nu sunt proprietatea noastră. Ei au propriul lor destin. Și e important ca noi să fim bine și așezate și împăcate ca să nu le tăiem aripile. Da. Și undeva după 18 ani ei sunt pe destinul lor. Dar ce avem noi și ne-a rămas și putem să o facem, eu practic din tot sufletul meu, e rugăciunea. Eu mă rog pentru fiica mea să ajungă cu bine acasă de fiecare dată. Da. Și asta mă aduce foarte multă liniște. Că dacă ceva mai mare a vrut-o aici, își trăiește destinul ei și am spus, faci ce faci, capul tău de pereți, dar să fie acasă întreagă. Da. Și ne influențează în iubirile.
mamei noastre. Mm. Iubirile neîmplinite ale mamei, pentru că iarăși în drumul nostru e nevoie să ne hrănim acea fetiță interioară, acel copil interior și să-l creștem, pentru că avem nevoie să nu ne mai vedem mama ca Dumnezeu. Copilul își vede părinții ca pe Dumnezeu. Și crescând, o să vedem că și mama este tot o ființă umană cu limitele ei. Și mama a fost tânără și a avut și ea visele ei. Și uite așa a trăsnit-o viața, da, să se iubească cu tata și s-a dus libertatea. În momentul în care o femeie rămâne însărcinată, ea și-a pierdut libertatea pentru totdeauna. Știu că vor fi femei care vor reacționa la această afirmație. E ok. Dar dacă ne uităm cu onestitate, o să vedem că nicio mamă nu mai poate să fie liberă în acest moment. În permanență, ea se va gândi la copilul ei, va fi conectată la copil, nu-i cum. Chiar și când copilul are 50 de ani, tot te mai gândești sau tot îi trimiți un gând bun, da, copilului tău. E acel filon energetic sigur foarte puternic. Iarăși vreau să punctez puterea mamelor. Noi nu suntem conștiente de ce forță are o mamă. Nu suntem conștiente, o spun și o repet cu toată responsabilitatea, ok? Cu toate ne dorim să fie copiilor bine, să fie sănătos, să fie fericit, să fie bine. Orice mamă își dorește lucrul acesta. Dar avem o forță colosală, ne putem ridica copiii cu un cuvânt. Dar îi putem zdrobi și pune la pământ cu jumătate de cuvânt. Da. Nici măcar nu e nevoie să spunem un cuvânt, da? Se simte câmpul și energia și pur și simplu le-am luat toată puterea. Le-am luat toată puterea. Și e bine să ne muiem un pic. E bine să ne uităm la noi în interior și să ne vindecăm. Și iarăși cu ce începem, începem cu mama. Da. E interesant aici, în mediul de România, în cultura noastră, dinamica asta între mamă și fiică. Chiar dacă ești în rebeliune și fugi și te duci departe, fie că rămâi mic lângă mamă, există, din ce am observat eu lucrând cu femeile și de ieșit din străinătate, la noi în România o mare loialitate față de mamă, față de bunici, o loialitate care în momentul în care tu ai 25, 30, 40, 50 este ca și cum, știi, când eram mic și lega cineva drumul și te împiedici. Și văd de multe ori venind în cursuri femei care s-au înscris cu un entuziasm și în momentul în care intră în sală este oh shit, o să fie greu, o să sufăr, nu pot să fac exercițiu și stau, mă uitam la început de ce există această contradicție, adică vrei să-ți fie bine, vrei să trăiești bine ca femeie și în același timp e foarte greu să lași la o tristețe, o depresie, o rușine față de corp și în timp am observat că vine din loialitatea asta față de mamă. În terapia copilului nostru interior, ce am făcut-o, se numește misleading loyalty, adică o loialitate în astea până în pânzele albe, de care nu cred că multe femei sunt conștiente. Tu cum vezi subiectul ăsta? Așa este, la constelații ies la lumină aceste loialități, iar subiectul este colosal, putem vorbi în zile despre el. În timp ce vorbeai, a ajuns la mine un pic diferența între a fi loial și a avea respect. Ok? Loialitatea are limitele ei și nu este sănătoasă. Și de obicei ce avem noi, așa, femeile din România cultural, o rezistență foarte mare. Pentru că sunt foarte multe terapii, psihoterapie sunt peste 2000. Am fost gurită când am citit informația asta în literatura franceză. Cred că acum sunt vreo 3.000, că am citit acum câțiva ani, mă rog, această informație a ajuns la mine, pentru că este nevoie foarte mult. Și orice terapie în felul ei este bună. Ce o împiedică? Rezistența. Și ce este în spatele rezistenței noastre? Realitatea. Cu cât rezistența este mai mare, cu atât este mai mare realitatea față de sistemul familial. Bun. De ce este această realitate atât de mare? Pentru că creierașul nostru este format să urmărească un singur lucru, supraviețuirea. Nu mai întâlnim acum că avem trei creiere, chelul anarhic, dar
și așa mai departe, reptilian, ăsta ne conduce viața. Da? Și are un singur scop, supraviețuirea. Poți să supraviețuiești, la fel că vedem în lumea animală, poți să supraviețuiești doar în haită. Și noi, ca să supraviețuim, avem nevoie de tribul nostru. Da? Eu singur în lume mă mănâncă lupul. Da? Am nevoie de o forță interioară, de o creștere interioară, să pot să-mi las familia de origine în spate și eu să merg pe destinul meu. Asta este adevărata mișcare spirituală. Când aparțin și îmi văd de drumul meu. Dar ce se întâmplă? Fiecare familie este în dezordine și ea are nevoie de un echilibru ca să se mențină în, ca să poată să supraviețuiască. Și dacă fiecare persoană dintr-un sistem familial face ceva pentru familie ca ea să fie în echilibru să supraviețuiască. Dacă cineva a ieșit din sistem, da, vă spun pașii, îmi văd de viața mea, locul meu va rămâne liber, se va simți foarte mult acel dezechilibru și altcineva va veni să-mi ia locul. Și ce făceam eu pentru sistemul familial, o să fac altcineva, cine? Copilul meu, urmașii mei, nepoții mei, cineva din familie, o să facă ce făceam eu pentru sistem. Ok? Foarte mulți dintre noi rămânem în această mișcare de conștiință inocentă. Dacă ești inocent, aparții. Eu sunt mai bun ca tine pentru că rămân. Tu pleci. Ești nașpa. Tu nu ești bun. Ești nașpa. Eu merit, da? Această conștiință se numește, da, este inocentă, este un mic copil. Rămâi copil. Ca să poți să crești, e nevoie să te separi de familia de origine. Și acum începe fiecare sistem cu povestea lui. Păi dacă mama e bolnavă, păi dacă tata a murit, păi dacă am un frate cu o problemă, păi dacă, dacă, care fiecare, cum pot eu să plec? Da? Și rămânem loiali? Și nu este nici nouă dat drumul. Acum, că vorbeam de echilibru. Prima lege a iubirii care apare în constelație spune foarte clar, cu toții avem dreptul egal să aparținem familiei. Dincolo de bine și rău, de corect și greșit, de vinovăție, de nevinovăție, pentru familie nu contează ce rol ai în societate. Poți să fii prim-ministru, poți să fii gunoier, nu are importanță. Ai valoare egală. De ce? Pentru că fiecare face ceva. E, ce este foarte important, persoanele care au un destin greu, de obicei așa numită oaie neagră, da? Ea este exclusă, tu nu corespunzi cu valorile familiei, da? Ne faci rușine și așa mai departe, și este exclusă din familie, acea persoană exclusă va lua cu ea energia și forța din câmpul familiei. Și nu o să ne meargă bine decât în momentul în care acea persoană este adusă din nou în sufletul familiei și tu ești unul de-al nostru, ok? Și atunci se face ordine în sistem. Asta se face la constelații, vedem cine a fost uitat sau exclus, cine a avut un destin greu. Arhaic se știe lucrul acesta. Arhaic se știe acest lucru. Noi acum trăim în lume modernă, suntem, da, emancipați. Foarte emancipați și uităm această esență. Acea persoană care are, de exemplu, un handicap, poți să o duci la o instituție și ai exclus-o sau poți să o ții în familie și toți membrii familiei să aibă grijă de ea. Și se știe undeva adânc în sufletul nostru acea persoană, da, care foarte multe din poverile din spate. Și dacă eu sunt bine și am succes, sunt așa pentru că altă persoană face lucruri pentru sistem. Și noi pe exact acea persoană o excludem. După aceea ne mirăm de ce nu ne merge bine. Da? Am foarte multe cazuri în situații de astea. Mie îmi plăcea foarte mult în Thailanda. Au un sistem familiar foarte interesant. Pentru că sistemul de România este stăm împreună, dar cumva ne mișcăm așa ca un pachet, știi, toți împreună. Uh-huh. Nimeni nu iese din rând. În schimb, în Thailanda, cunoșteam prieteni, familiile lor și câtun văr îndepărtat care era poate puțin cu probleme psihice sau pierdut sau necăstorit sau nu știu ce, stătea pe lângă casă. Era inclus fără să trebuiască să se comporte ca și toată lumea, pur și simplu reușeau să fie împreună toți.
Și fiecare se poate să fie individual, cum simte să fie. Și mi s-a părut fascinant. În schimb, aici în România, simt de foarte multe ori că e o presiune să te comporți precum e sistemul, cultura familiei, și de aici cred că există foarte multă furie sau există nevoia asta de a fugi sau de a rămâne, că nu crezi că poți să pleci, și ajungem mai greu la această integrare în care te întorci înapoi în sistem și poți să fii tu însăți. O, dragă mea, ce subiect ai atins. În România avem această situație în care foarte mulți tineri au plecat din țară. Și cum se pleacă? Se pleacă, marea majoritate pleacă pur și simplu cu o separare foarte mare. Am lucrat mult în constelația acestei dinamici pentru că îi vedem. Ei se întorc acasă de două ori pe an. Stau la coadă cu zilele, stau la coadă la să intre în țară de 3-4 zile și acasă stau o zi, două. Da? De ce? Pentru că simt foarte adânc să se întoarcă acasă, să se conecteze cu ce? Cu energia pământului natal. Și mai supraviețuiesc un pic, pentru că nu trăiesc, supraviețuiesc. Și mișcarea sănătoasă ar fi, eu să fiu conștient că sunt ca o frânză în vânt, da? Pentru că au alte condiții, au, mă rog, fiecare cum și așeza și ce șansă a avut, dar să știi că dorul de acasă este imens. Deci rămâne acel fir și acel dor extraordinar. Te întorci acasă, dar te întorci prezent și te conectezi cu mama și cu tata. Și după aceea te-ai conectat cu ei, părinții rămân în spate, ca o forță spirituală, chiar dacă trăiesc, chiar dacă nu, și eu conectat cu el și conectat cu rădăcinile, plec. Dar plec conectat. Nu mai sunt ca o frunză în vânt. E foarte diferit. E foarte diferit. Și am să-ți dau un caz a unui tânăr de 49 de ani, dacă nu mă înșel, a fost plecat din România, a fost plecat în Statele Unite 20 de ani și s-a întors. Ce crezi că l-a adus acasă, Lia? A făcut o tumoră de vezică urină. Și tumora de vezică urinară l-a adus acasă. Unde? La mama și la tată. El și-a trăit viața lui 20 de ani. A făcut un cancer, l-a adus acasă. I-am făcut ecografie și i-am spus, atunci țin minte, că în acea tumoră era dorul lui foarte mare de tată. I-au dat lacrimile imediat. Da? Uite cum tumora te aduce acasă. Da? Și foarte multe cazuri se vindecă venind acasă. Unde? Unde e pământul natal. Pentru că de aici ne luăm noi toate seva. Nu ne-am născut pe lună. Nu știam pe lună, îl luăm de pe lună. Ne-am născut aici și nu suntem aici întâmplător. Exact în locul ăsta și așa mai departe. Noi mai avem în spate și vreo 50 de ani de comunism. Care și-a pus amprenta foarte mult. Eu m-am născut în comunism, am trăit în comunism. L-am tăit, să spunem așa, într-un mare fel, și și-a pus amprenta. Da? Aduți aminte, Lia, deci noi nu îndrăzneam să spunem ceva, ți era frică și să spui ceva că peste umeri poți să fie ascultat. Nu a fost vremuri ușoare. Și ele și-au lăsat amprenta pe părinții noștri și pe noi. Da? Și era foarte puternică. Eu țin minte... Am fost prima generație care nu a fost făcută șoimii patriei. Și țin minte, Lia, că am fost făcută pionier și cu cravata aia și cu ales, o spun cu foarte mare drag, pentru că asta e poate pe care am trăit-o și face parte din viața mea și am nevoie să mă uit la mine cea de atunci. Știu că după mine, la grădiniță, am făcut șoimii patriei. Aveau niște costumașe portocaliu, calbastră, nu le uit, cu niște cravățele așa, și eu am ratat să fiu șoimul patriei. Te rog să mă crezi că am suferit enorm, că n-am fost șoimul patriei și n-am avut și eu acel costumaș. Și țin minte, trăirea mea de la 6 ani, când am fost în clasa 1, când am văzut că eu n-am, o spun cu toată onestitatea, era în mine. Era în unde? În celulele mele. Da? De ce? Pentru că aparțeam acelui loc. În acel sistem ne-am născut. De aceea n-am spus și o poezie pe 23 august pe stadioane. Ce mai mergeam și mai muncit, aveam cu papioanele, că eram la gimnastică pe vremea aceea. Da? Asta au fost vremurile pe care le-am trăit. Nu au fost bune, nu au fost rele. Au fost ale noastre.
Ce bine să vedem de unde plecăm. Exact. Ce avem de să așezăm în noi și să integrăm. Și uite cum fac eu. Am trăit aici. Le-am și eu pe ale mele. Ok? Nu pot să zic că am foarte grele, dar la un moment dat, când te uiți în spate, le vezi cu alți ochi. Da? De fiecare dată când îmi iese la lumină o amintire, pentru că ies, pentru că lucrez cu tine, încep să iasă. Încep ies mai grele, mai grele, mai grele, după care încep să-ți așa, din ce în ce mai ușor, din ce în ce mai subtil, pe măsură creșterii tale interioare. De fiecare dată când vine o amintire, eu nu mă mai uit la acea persoană. Iubesc acest gest, îl ador. Mi-a schimbat viața, știi? Pentru că trăim toți cu ideea, tu ești de vină, tu ești de vină, mama, tata, societatea, șeful, vecinul și mai departe, da? Eu nu, tu ești de vină. Și aceste trei degete arată către mine. Și uite cum se întâmplă, dacă arată către tine, ok? Dacă aduc acest deget către mine, ăsta e în sus, către evoluție. Este rect, o e în sus, ok? Ce am de făcut? Să mă uit la mine. Și să-mi asum eu, femeia de 50 de ani, responsabilitatea 100% pentru consecințele faptelor mele. O să repet, vă rog, mă trageți în oră pe aici, liniște și nu vin cu bolovanii pe la geam, da? Să ne asum responsabilitatea 100%. Și acum se spune, păi 50 tu, 50 el, relația e separată, dar relația este entitate separată de care e nevoie să avem grijă amândoi în fiecare zi, da? Ca o floare, nu o ud, ea se va usca la un moment dat. 100%. Și aș zice aici acțiune și, și ceea ce facem și ceea ce nu facem, că și când nu acționăm, luăm o alegere. Păi și când nu faci, tot faci. Tot faci. Și mai nasol când nu faci, știi? După, da, și revin, mă uit, nu mai arăt cu degetul și mă uit la mine. Și mă întorc, acum, având această practică, mă întorc la mine foarte ușor. Și uite, mai uit acum, cu semnul patiei, uitasem, ce fac? Mă uit la mine, cea de 6 ani, da? Care se uita cu acel, dar era așa, știi cum, era o nevoie de a fi așa patriotă, nu știu cum, adică eu dacă nu, simțeam că parcă nu aparțin. Foarte profundă e chestia asta, știi? Și ce fac? Mă uit la mine de 6 ani și unii în clasa întâi, cum se uita ea cu dor că n-a fost făcut. E amuzant, dar e foarte serios. De ce? Pentru că eu mă duc acasă și mă îmbrățișez pe mine și stau cu mine. Ok? Și ce pot să fac? Acum am o idee, să-mi desenez așa imaginativ și să mă fac eu acum pe mine și pe patrie, ca să îmi aduc acasă bucățica aia din mine, știi? Uh-huh. E ceva simplu, sigur că ajungem până la traume foarte mari cu incestul, cu violul, cu, da, care lasă toată informația în corp și așa mai departe. Da, o spun așa cu ceva foarte simplu și amuzant, pentru că putem să o facem și cu lucrurile simple. Iar dacă eu fac cu lucrurile simple, o să fie și mai ușor să ajung și în locurile alea mai profunde și mai dureroase. Râd pentru că și eu am această dramă cu șemii patriei. Eu sunt o generație cu 10 ani mai tânără decât tine și a venit Revoluția. Ah. Și eram șemii patriei, dar n-am putut să fiu pioner. Ah, deci tu ai fost pionier. Am fost invers. Și sora mea era pionier și era... Tu n-ai fost pionier. Și mergeam și o vedeam la toate manifestările. Și vai cât îmi doream și știam culorile da, la șnuri. Da, gravată, da. Și am suferit foarte mult pentru da, partea chiar asta. Este. Uite, și tu acum te poți întoarce la... Lia care da, nu ajuns să fie pionier. E o realitate. E o realitate și ce, pentru mine ce a fost foarte scuduitor așa în ultimii ani, pentru că fusesem în cursuri, înțelesesem un pic că dacă n-ai trăit ceva și ce ți-ai dorit, acea energie, acea încărcătură rămâne și cumva așa orbi, te vei întoarce în anumite zone, te-au înțelesesem la nivel de cursuri. Dar a fost așa fascinant, culminant, când m-am întors înapoi la mama în pandemie, adusă de viață. 19 ani mai târziu, pentru că eram prea bună să locuiesc în Baia Mare, în România, m-a întors viața și a fost fascinant cum mi-am închiriat apartament pe acea stradă unde petrecuse mult timp stând locuind la o prietenă și în momentul în care m-am dus să văd apartamentul, fără să-mi dau seama, am citit adresa
Și eu m-am dus la apartamentul prietenei mele și stăteam în față să mă aștept noi proprietari. Și s-a repetat undeva la vreo 6 luni să ajung pe străzi pe care fusese eu ca adolescentă, să am acele conversații, să-mi văd cu anumite colege din liceu și să ascultăm muzică din liceu. Și a fost așa fascinant pentru mine că dacă eu n-am trăit anumite lucruri, ele se vor repeta și o să fiu la nivelul, nu știu, acelei fete de 19 ani care încearcă să caute ceva. Și a fost foarte interesant, eu mi-am stabilit așa conștient să încerc să trăiesc acele lucruri, știi? Să, uite, m-am dus în Cuba să-mi trăiesc adolescenta și să o las liberă. Am stat cu fetele chiar anul trecut în parcare, ca fetele la aproape 40 de ani în parcare, ascultând Biggy Mafia, dar trăind acea parte de adolescență. Și mi se pare fascinant când înțelegem lucrul ăsta, că dacă nu-i trăit, fie că ți-ai dorit ceva și n-ai trăit, fie că ți s-a întâmplat ceva nasol și greu și n-ai exprimat, rămâne încărcătura și mi se pare așa că te leagă cineva la ochi. Chiar așa și este. Și începi și faci același lucru și același lucru. Eu consider că e bine să facem lucrurile la timpul lor. Da? Eu am avut această putere, deci nu mi-a fost ușor, să-i dau voie fiicei mele să-și trăiască adolescența. Bine, îmi povestea mai târziu, cam pe unde era ea când eram eu în gardă și o știam acasă, dar îmi povestea după 6 luni și mama să-mi vine, ok, știa să povestească după un timp ca să nu, da, e prea mult. Să nu fie prea mult. Da. I-am lăsat spațiu să trăiască adolescența la momentul adolescenței. Dacă nu, sigur, creăm un spațiu cât de poate de siguranță, ei au nevoie de limite. Ții minte că mi-a spus mama, ei, ca ei să poată să crească adolescență, au nevoie să împingă aceste limite. Și simtă. Acum e nevoie să fim așa puțin ca o iedără, da? Și să nu fim ca un zid, că de zid își spar capul. Și mi-a spus la un moment dat, mama, îți mulțumesc că mi-ai pus limite. Ea se lupta cu mine, eu le aveam și o palmele că n-am avut limite foarte mult timp, asta este, acum am niște limite foarte sănătoase. Și mi-a spus, mama, aveam nevoie de ele. Știu că atunci n-a fost ușor, dar îți mulțumesc că mi le-ai pus. Și am dat voie să-și trăiască ce avea ea de experimentat atunci. Nu le trăiesc în adolescență, le vor trăi ca adulți, ca adulți, cum vor fi puțin liberi, vor trăi ceea ce n-au trăit atunci. Și mult mai greu și mult mai dificil. Și este trăit de cele mai multe ori din partea asta de umbră. Asta nu mai spun. Pentru că văd, de exemplu, în munca mea cu femeile, atât de mult se întâmplă ca la 42-45 să-și dea demisia, să divorțeze, să plece, să vrea să trăiască. Și normal că nu se așează la fel de bine, că nu ai 18-19 ani, da. Dar e o nevoie de netrăit, pentru, exact. Cum zic eu de multe ori în cursurile mele, viața te va trage de mânecă pentru că ai nevoie de acel echilibru. Tu cu tine. Hai să ne uităm ce ai recomanda acum din experiența ta în constelații în care este despre echilibru femeilor care, nu știu, se regăsesc la 30, la 40 de ani într-o stare de confuzie, de, nu știu, relații care poate sunt dificile, simt să se apropie de partea asta de feminitate, dar le e frică. Slavă Domnului! Eu consider frica foarte sănătoasă. Ce ne-am face fără frică? Da? Și e normal să-ți fie frică. De ce ne este frică? De necunoscut. Pentru că nu ne cunoaștem corpul, nu ne cunoaștem pe noi, nu ne cunoaștem nevoile și pur și simplu ajungem ușor, ușor să vedem că ne este dor de noi. Și mi-este dor de mine și de părțile din mine. Și mi-e dor de femeia din mine și mi-e dor că am muncit foarte mult și nu m-am respectat și mi-e dor și mi-e dor și mi-e dor. Și uneori, dorul ăsta doare foarte tare. Da? Ne este frică să stăm cu emoția și cu durerea. Avem așa undeva în suflet această idee, nu știu cum să-i spun, dacă eu stau cu durerea mea, o să mor. Eu vă garantez că nu se moare. Da? Eu m-am dat voie în acest proces în timpul formării, în prima formare din Constelații din România, după 2 ani de formare, m-a trezit, de exemplu, din somn, noaptea pe la 3 și ceva, 4, o jale foarte adâncă.
Eu reprezentasem foarte mult în constelații și furie și jale și mi-am dat voie foarte mult. Am avut șansa asta să lucrez cu oameni care mi-au conținut toate emoțiile, pentru că avem nevoie să stăm cu emoțiile noastre, să nu mai fugim de ele. Da? Dacă eu îmi dau voie să stau cu ce este în mine și să fac spațiu oricărei emoții, nici nu e nevoie să-i pun etichetă, da? Bine, e bine să știu că acum sunt furioasă, că acum sunt tristă, e bine să știu în ce loc sunt, să le dăm voie să stăm cu ele. Ce se întâmplă când eu stau cu furia mea? Eu nu sunt furia mea. Ce e furia? O energie, o emoție, emotion. Toate se mișcă în interior și stau cu ea. Și din ce ea moară așa, că avem și furie ucigașă cu toții, așa o iei așa ușor, cu blândețe, doar stând cu ea, ne spunând, nu ești bună, pleacă. Cu cât încercăm să excludem ceva, cu atât acel ceva se face mai mare. Și luăm fiecare stare și emoție pe rând. Cu asta trebuie să începem. Să stăm cu emoția. Ok? Sub furie, întotdeauna nu vă lăsați păcălați de furie. Noi uităm și la copilașii noștri. Ei nu sunt furioși. Nu sunt copii răi. Toți copiii sunt buni. Și părinților la fel. Pentru că și părinții au fost copii. Și noi, și părinții. Și tot așa. Da? El, de fapt, îmi oglindește ceva din mine. Furia din mine. Un copilaș, am văzut copil la un an și ceva care era extrem de furios. Bine, având toate informațiile astea, mă uita la el cu foarte multă blândețe, pentru că un copil la un an este în simbioză cu mama. El nu este individ, el nu știe că este o entitate separată. Va fi undeva spre 3 ani, da, sănătos, se va separa de mama. A cui furie? Ori era furia lui mama pe tata, ori furia tatei pe mama. Și copilașul abia mergea. Avea un așa. Abia începea să mergea. Și era atât de furios de se vedea toată furia aia, că nici măcar nu este a lui. Și avea un anișor. Mă întreb cum va fi adolescent. Dacă părinții nu reușesc să își găsească echilibrul. De ce este nevoie să găsim acest echilibru? Foarte frumos, spune de Hellinger. Vreți să aveți copii fericiți? Fiți voi fericiți. Asta e responsabilitatea noastră de bărbat și femeie, de adulți. Prima lege a iubirii, am spus că toți aparțin la ordine. Părinții sunt mari, copiii sunt mici întotdeauna. Părinții sunt mari, copiii sunt mici. Viața curge de sus în jos, care urc spre ocean. Dacă eu mă fac mare și se vede mișcarea asta în constelația reprezentanți, părinții devin mici și le-am luat puterea. Și am nevoie eu să lucrez cu mine, să rămân în locul de eu sunt mică, chiar dacă am 50 de ani, și tu, mama, ești mare. Și mama va fi în puterea ei, fără să mai încerc eu să o salvez. Și să ajung să îi respect destinul, viața. Să văd că iubirile neîmplinite sunt ale ei, nu sunt ale mele. Și să-mi dau voie să fiu fericită, chiar dacă ea n-a fost, și să pun fericirea mea la picioarele ei. Diamantele stau la picioarele mamei, nu cad din cer. Și mama, la rândul ei, orice mamă, își dorește să-i fie copilul ei bine, indiferent de vârsta pe care o are copilul, să-l punem în ghilimele. Da? Ca la ordine, e nevoie să știu care e locul meu. Eu am noroc, sunt cea mai mică. Am două surori mai mari, eu sunt cea mai mică. Și tare fain să fii, știi, cel mai mic. Știi, doamne, tu ești mare, eu sunt mică, ce ești prima, sunt a doua, sunt a treia. Altfel, dacă eu, cea mai mică, mă fac mare, le-am luat puterea și este o dezordine foarte mare. Este o dezordine extraordinară. Să ne întoarcem, să ne punem ordine. Atâta. Și nu e nevoie să o faci fizic în fața persoanei, tu, în sufletul tău, să îți știi locul. Știi? Vorbeam de emoții. Prima care apare întotdeauna este furia. Dar, cum spuneam, nu vă lăsați păcăliți nici de furia copiilor, nici de furia noastră, nici de furia partenerului. Întotdeauna, dincolo de furie, e altceva. Și ajungi. Ajungi la jale. Bine, jale puțin mai mult. Ajungi la durere, la suferință, ai frică, ai jale, ai dor adânc. Sunt etape, etape, etape. Și cu ce avem nevoie, cu toții? Să fim văzuți. Le oferim copilul nostru, am fost și eu pe acolo. Spun sfaturi, dau sfaturi din experiență personală. La un moment dat spuneam că am făcut toate greșelile posibile. Nu cred că e o greșeală pe care n-am făcut-o. Dar poate o fi vreo una, dar mă laud că am făcut toate greșelile. Da, și cu toate astea acum sunt bine. De ce? Pentru că m-am uitat la mine de atunci.
M-am întors în timp. Eu am spus, eu nu îi voi, n-am să-mi transform copilul de bancata, eu nu am să-i cumpăr copilului meu lucruri ca o recompensă că eu nu stau pe acasă. Ba, asta făceam. Munceam, câștigam niște bani foarte munciți și jur că îi cumpăram lucruri din ce în ce mai frumoase, că lucrurile nu avea nevoie. Unul nu se uita la ele, Lia. Mi se păreau așa, vai, uite că sunt, nu știu cum, nici nu se uita la ele. Până când o dată fiică mama a spus, mama, muncești prea mult, am nevoie de tine, stai cu mine. De asta avea nevoie. Să stăm de povești, să îi luăm în brațe. Da. Dar de ce n-am stat? Pentru că și mie îmi lipsea mama, și mie îmi lipsea contactul cu mama. Ok? Și atunci când eu am reușit să-mi fac acest proces și să văd că copilașul meu oglindea ce este în mine, și au fost câteva momente care m-au zdruncinat rău de tot, rău de tot, așa până la ADN m-au zdruncinat, am reușit să pot să o văd cu adevărat. Cu ce? Să o văd cu ochii sufletului. Și s-a schimbat tot de atunci. Deci relația noastră e foarte frumoasă și așezată, dar au fost mulți ani de muncă în spate. Da? Deci nu ne lăsăm păcăliți de emoții, că nimeni nu e ceea ce pare. Da. Și mi se pare fantastic să, în procesul ăsta de evoluție, să poți să vezi că e un moment în care cred că în interior facem o alegere, simți emoția, că văd în cursuri femei care simt furie sau frică sau o neliniște sau, nu știu, urmează un moment de vulnerabilitate și nu sunt confortabile. Și există un moment în care undeva sistemul ei nervos, mintea ei, educația ei, consideră că e prea mult și bum! Începem să... Oare de unde vine această frică? Oare a cui este? Și începem să o mentalizăm și să o gândim prea mult. De ce? Ca să nu simțim iubita mea, ca să nu simțim. Exact. Pentru că fugim și fugim și fugim și fugim de noi. Ok? Da. Asta recomand. Cu toată blândețea și cu toată căldura. Să stăm cu emoțiile noastre. Chiar emoțiile nu sunt bune, nu sunt rele. Mi-e frică. Ce m-aș face dacă nu mi-ar fi frică? Vine lupul, vine ursul și eu nu fug de el. Vine tramvaiul și eu mă duc, hai să te îmbrățișez. Pe bune, nu suntem cu capul prea tare. Dar așa un pic, dar nu așa foarte tare. Deci frica este sănătoasă. Și nu este decât o emoție și atât. Da. Și dacă eu stau cu emoțiile mele, vorbeam de furie. Foarte bine se vede furia în trafic. Cu cât e traficul mai mare, cu atât este furia mai mare. Bătătura mică, de la degețelul mic, bătătorica aia, da, o vezi, bun. Dacă eu am stat cu furia mea și dacă eu pot să-mi o conțin, eu pot să conțin și furia ta. Și atunci când ai să fii furios, nu o să încep să mă bat cu tine în furie. Am să pot să-ți o conțin. Și având limite sănătoase, eu știu, până aici e furia mea, de aici începe furia ta. Și eu n-am să intru în câmpul tău de voie. Așa și cu libertatea. Libertatea mea se termină acolo unde începe libertatea ta. Și știu că ești furios. Ok. Eu știu. Când spune că ca un înger. Baby. Mi-am îmbrățișat demonii ca să pot să arăt. Da? Pentru că avem nevoie ca femei să ne uităm la umbrele noastre și să ne integrăm toate umbrele. Cum? Tot cu plăcere. Pentru că nu e nimeni de vină. E fără vină, Lia. Deci mamele noastre nu sunt de vină. Eu acum că mă uit la mama și mă uit cât a făcut, Doamne, dar... Și nu numai cât a făcut în viață, dar a trăit. Să trăim, să trăiască mama. Și tu la 50 de ani să poți să spui, mamă, what? Ce să mă judec? Sunt persoane care... cărora le-am luat mama la naștere, care au fost abandonați de mamă. Deci sunt povești că viața bate filmul. Și eu acum să mai fiu furioasă pe mama, păi numai pentru că am șansa să pot să-i spun mamă. Da. E interesantă, mi se pare așa tot timpul. Nu reușim să vedem de fapt ce avem și, știi, nemulțumirile astea sau neîmplinirile sau faptul că n-am fost văzute. Asta e mare, să doare, să știi. Ne doare mult, ne face să fugim și văd, de exemplu, și în întâlnirile de femei, le e frică de îmbrățișare cu altă femeie, așa e, de o atingere, de blândețe, de bucurie, de...
Pentru că atunci când ai fost mic, nu ți-a fost oglindit. Eu, de exemplu, sunt mega norocoasă că am crescut în Ardeal, unde erau petreceri non-stop, între femeile care nu mergeau poate la muncă sau stăteau acasă, bunicele mele în fiecare duminică aveau femei musafiri și se punea play și se dansa. Și am trăit în această stare de siguranță să fiu cu alte femei și bucuria de a celebra viața cu alte femei. Și îmi dădea așa de multe ori când veneam la început în București, îmi dădea cu virgulă, mă șoca. Intram în sală, eu dansam, eram relaxată, 20 de femei veneau să așezau și se uitau speriate la mine. Zâmbetul, o atingere. Și e foarte interesantă, pentru că ne e frică de femininul nostru, ne e frică de alte femei, ne e frică de mama și cumva levităm și ne ducem poate în relații, dramele. Relația pe care o avem cu mama este relația că o să avem un cuplu și cu toată lumea, și cu șeful și cu toată lumea. Cu toți avem un tipar care se repetă. Da? Poate să fie tiparul nostru, sau poate să vină un tipar să fie din trecut, să lucreze foarte frumos asta în constelații. Ai mare dreptate cu frica asta de a ne atinge. Am făcut odată, recomand unor acest mic exercițiu în care doar să stai cu tine un minut, atât, tu cu tine un minut, nu mai mult. Când am spus 5 minute... am văzut pistolul, știi? Hello, 5 minute e prea mult. Ok, deci chiar asta e reacția. Așa de mult? Ok, începe cu un minut. Stai un minut cu tine, cu ceea ce simți. Un minut. Și mâine mai stai un minut. Nu deodată, nu putem conține. Și avem nevoie de un sistem nervos cât mai relaxat ca să putem și să ne se conținem, să ne așezăm. Iar sistemul nostru nervos central îl vedem cum este. Este în bâs tot timpul. N-am cum să integrezi ceva dacă nu este puțin liniștit. Și recomandam acest mic exercițiu, nici nu cum să-i spun, să te atingi pe tine, știi? Uite așa un degete. Vreau să spun că nu se face. Parcă le-aș spune, jupoaie-ți pielea, știi? Bine, trebuie să ajungem și acolo să ne ajungem, dar până acolo e un drum. Un pic așa să te atingi, știi? Eu și eu fac exercițiul ăsta în cursurile live din București, în special, și să-ți atingi fața și vezi așa, știi, cu un, cu un dezgust puțin așa și plictisite și eram like, wow, asta e relația pe care o ai tu cu tine, dar asta mai mult de atât, relația asta energetic se transpune în afară. Exact. Pot să fiu bine cu ceilalți numai atunci când sunt bine cu mine. Da. Poate să mă iubească cineva din exterior, numai dacă eu mă iubesc cu mine. Nu mă iubesc pe mine. Dacă eu nu mă iubesc pe mine, n-are cum să mă iubească nimeni. Și să mă iubesc așa cum sunt, știi? Fără să încerc să mai schimb nimic la mine. Că nu ești bun. Schimbarea. Marea transformare, marea schimbare. În 7 pași, în 5 pași, în 3 pași, de luni până vineri. Ești găină luni, vineri vei fi vulturi. Nu. Eu sunt găină și vreau să fiu... Și sunt deja. Cea mai bună versiune de tine, nu pot să fiu vulturi până vineri. Da. Mesajul meu ăsta este să nu mai fugim de noi și să stăm cu noi. Chiar sunt cea mai bună versiune în acest moment. De ce? Pentru că toți strămoșii noștri au pus în noi cea mai bun. Ce au avut ei mai bun au pus în noi. Și suntem deja cea mai bună versiune. Că mâine nu o să mai fiu la fel. Uite, tu ai spus acum ceva frumos, asta m-a schimbat pe mine, m-a atins și eu nu mai sunt aceeași persoană. Sunt aceeași. Sutură de personalitate, esență, sunt aceeași, dar nu mai sunt aceeași. E un paradox, da. Știi? Și practic suntem în permanență schimbare, dar pământul se mișcă în permanență. Evoluție, foarte, ca despre asta, despre ce vorbim, ok? Și cu mine și fără mine... Oricum, lumea merge mai departe, știi? Și mai îmi place mie să spun, nu ne garantează nimeni că ne trezim dimineața. Asta e clar. Nu ne garantează nimeni că ne trezim dimineața. Nu. E momente în care mă trezesc dimineața și așa simt așa cum mi se deschide, mă simt așa o căldură foarte mare pentru că m-am mai fost la toată zi. Seara la fel, mă culc, iar mi se deschide așa, nici nu mai spun mulțumesc. La un moment dat spuneam mulțumesc, dar mulțumesc că ăsta e nevoie să fie un pic simțit, să fie dincolo de cuvinte. Că pot să spun mulțumesc de aici, să nu se schimbe nimic. Nevoie să simt aici, în interior. Bucuria, e liniște, e pace, avem de toate, Lia. Avem mai mult decât avem nevoie.
Iar noi, ca biologie, avem nevoi foarte mici. Am fost creați ca ființe umane să avem nevoi foarte mici. Mici de hrană și așa mai departe. Nu avem nevoie de atât de multe lucruri. Ajungem că acest less is the new more is less, da? Așa este. Simțim nevoia să facem ordine și să ne bucurăm de ceea ce avem. Că avem mult mai mult decât avem nevoie. Și ar fi minunat să putem să vedem lucrurile astea. Vorbesc așa câteodată și povesteam așa cu mama mea și mă gândeam, zic că uite că putem să pierdem timpul uitându-ne în negativ, în nerecunoștința asta față de viață. Și spunem și asta, nu știm dacă mâine te trezești. Exact. Cum vrei să închei ziua asta? Cum vrei să trăiești? Știi? Dar cred că la un moment dat în viața fiecărei femei, în spațiu potrivit, în locul potrivit, Dumnezeu o duce așa spre ocaziile astea de curaj. Care faci stânga, faci dreapta, dar ai nevoie să te conectezi la curajul ăsta, care mai ales pentru o femeie este în structura ei, să spui da vieții. Asta este esența. Da. Să putem să spunem da vieții. Și ca să pot să spun da vieții care vine de departe, am nevoie să-i spun mamei da, da pentru tine, mamă, așa cum ești, și da pentru destinul tău, da pentru tine, tată, așa cum ești, și da pentru destinul tău, da pentru un ceva mai mare care a adus pe părinții noștri împreună, și da pentru mine așa cum sunt, și da pentru destinul tău. Fără să vreau să schimb. Da. Am observat eu foarte mult că există în noi femeile, cel puțin de aici, din locul ăsta, partea asta de salvator. Oh. Salvator care evident le face pe toate, salvator care devine câteodată oaia neagră, salvator care devine terapeută și alte cele. Toți terapeuții sunt salvatori. Am fost și eu ca medic salvator până când am intrat în burnout și eu nu mai eram în niciun fel de poveste. Și a fost foarte interesant că la un moment dat, după ce am ieșit din sistemul public de sănătate, iubita mea din 5 telefoane pe minut a început să nu mai sune telefon. A fost șocant, știi? Totodată zic, ok, de unde sunt toți pacienții care veneau și se ajutam și făceam, eu nu mai existam. Unde au dispărut? Și ușor și vă spun că în mai puțin de o lună s-a făcut liniște. Păi nu mai suna telefon. Nu mai era nevoie să-l vezi, că am fost și salvator, da? Și ca facetător de constelații, tot am ajuns aici. Nu ca să fac eu, că nu știam unde o să ajung, ci aveam eu nevoie să mă vindec pe mine. E acea vorbă celebră. Doctore, vindecă-te întâi pe tine. Da? Și drumul m-a dus. Pentru că fiind fac constelațiile cu foarte multă pasiune. Sunt așa, fac parte din drumul meu. Cineva acolo a spus, m-a luat de moți, tu faci asta. Altfel nu îmi explic. Și le fac cu foarte mult drag și foarte multă pasiune. Și sunt recunoscătoare că au intrat în viața mea așa, printr-un moment, tot femeie mi-a zis de ele. Mafeza mea mi-a zis, da, Lia, m-a întrebat ce face fiica mea și o lacrimă mi-a pus pe obraz. Și m-a întrebat dacă știam de cost și nu știam. Cred că ca să te ajut. A fost suficient. De ce? Mi-a spus-o dintr-un loc, din acela bun, de femeie împăcată cu ea. Și chiar în Baia Mare acum, acea doamnă, da? Și m-am dus, fără să întreb, fără să știu nimic. Nu știam unde să mă ducă drumul. Și uite așa, vezi, noi femeile, dacă ne dăm, ne spunem o vorbă, un cuvânt, ne ajutăm foarte mult să ne susținem. Pentru că avem nevoie să ne susținem. Eu am un vis, l-am plătat acum la ultimul workshop, duminică, acel vis de să fim noi femeile în acea sisterhood, în sororitate, așa, într-un fel, să punem așa niște semințe. Nu știu dacă am să prindem viața asta, dar mă rog, eu sper măcar așa în grupuri mici să ne ajutăm și să ne susținem și să ne împăcăm, pentru că nu suntem în concurență. Mie mi se pare fascinantă vindecarea asta care se poate întâmpla în spațiile de femei, în cercurile de femei, în programele de femei. Credeam că doar fizic, dar pandemia mi-a arătat că energia funcționează și câmpul fantastic de bine. Și e fascinant când poți să te
așez în cine ești tu și în timp ce dansezi, în timp ce povestești, în timp ce te îmbrățișezi, să poți să fii văzută. Să primești cumva acel lucru ce nu l-ai, ce l-ai căutat toată viața, mai prost îl căutăm în relațiile cu bărbații, mm-hmm, vrând să, mm-hmm, să mă vadă așa cum e, sunt și să mă lase. Dar mai e ceva. Ne dă voi să fim văzute? Nu. Păi, evident că nu se dă. Okay. Da? Deci că, și fac aceste exerciții, da, la constelații cu toți participanții, da, să ne dă voie să vedem și să fim văzuți. Eu te văd pe tine. Dacă tu nu-ți vrei să fii văzut, și vreau să spun că persoanele care nu vor să fie văzute, nu sunt văzute. Deci, energetic, ele sunt acolo prezente pe scaun, dar tu nu o vezi. Și le și spun, nu vrei să fii văzut. Așa este. Și ți iese. Da, chiar ne iese. Da, da. De multe ori mi se întâmplă așa, că vine cineva, am fost la cursul tău. Deci, stau, deci trebuie să mă uit pe lista de prezență ca să pot să văd, mm-hmm, că acea femeie, mm-hmm, este. Și ține foarte mult, cred că, de... Eu am văzut frica asta de a fi văzută, ține oarecum de frica de mamă, pentru că ori ți-e frică că o să fii pedepsită, o să fii certată, da, ori să... Da, că nu dăm bine, că nu suntem fata bună, le știm cu toate, că am trecut, da, pe acolo. Și știi ce mult îmi place să nu mai fiu fata bună? Deci fata bună mi-a mâncat sufletul. Da. Și vine momentul în care renunț la ea, dar mă îmbrățișez ca să renunț la ea, mă integrez pe mine care vreau să dau bine. Vrei să dai bine sau vrei să ai fi fericit? Vrei să ai dreptate sau vrei să fii bine, știi? Și la un moment dat, unde este dreptatea? E la mijloc, că tu ai dreptatea ta și am dreptatea mea, avem moneda. Pe o parte sunt eu, pe o parte ești tu. Unde e adevărul? Că nu deține niciun adevăr absolut. Are fiecare adevărul lui văzut prin prisma experiențelor lui de viață. Da. Și este adevărul lui. Pentru că adevărul nu este cel spus, adevărul este cel auzit. Și fiecare aude altceva. Și are adevărul lui. Și fiecare vede altceva. Da. Să pui martor la un accident de mașină, dacă ai 10 martori, vei avea 10 variante. Fiecare va veni și va, da, și va vedea din perspectiva lui. Da? Unde adevărul? Pe mine mă fascinează la cursul de feminitate când facem un ritual de dans și trebuie să vii îmbrăcată cu 8 obiecte și se vine cu 5, cu 6, cu 9, cu 12. Fiecare interpretează lumea din perspectiva ei și e foarte interesant că să pot să, nu știu, să croșetez împreună așa din diversele perspective. Eu te-aș mai întreba, din experiența ta în constelații, că presupun că sunt multe femei care vin, de ce această frică și fugă, care poate să fie în diverse forme, o fugă care poate fi fizică, plec în străinătate sau departe de mama sau nu vorbesc cu mama, până la rămân aici și fac ca mama și sunt la fel de nefericită, că e o fugă și aia din punctul meu de vedere. Ce ai recomanda femeilor? Cum pot să se oprească din fugă și să se reîmprietenească și să-și asume drumul lor? Că mie mi se pare cel mai, cumva, una dintre motivațiile mele în România, lucrând cu femeile, este că vreau să văd femei fericite. Mă doare sufletul așa fizic, visceral, când mai merg pe la un concert sau un spațiu unde e multă lume și văd femei triste. Uh-huh. Femei frumoase, femei, uh-huh, triste, uh-huh, și zic, dar de ce? Că ar putea să fie altfel. Din practica ta ca și terapeut, ce ai recomanda femeilor? În primul rând, tare mult îmi place lucrul acesta, pe drumul nostru nu întârziem niciodată. Suntem pe drumul nostru în fiecare clip. E foarte vindecător să stăm noi, femeile, împreună. Pentru că ne regăsim în fiecare. Dacă ai vedea două femei care sunt de povești la o cafea, sau trei, sau patru, sau cinci, nu contează, în fiecare noi ne regăsim. Ne oglindește fiecare. Femeia e foarte complexă. Am lucrat la un workshop de constelații. Eu am noroc că la constelațiile mele vin și mulți bărbați. Vin multe femei, dar vin și bărbați.
Asta pentru că undeva în profunzimea ființei mele eu respect foarte mult bărbații și asta se simte în câmp. Atunci ei vin și se simt în siguranță. Da? Dacă se simt respectați, vin. Și mă bucur că vin și unii revin cu soția. Sau revine soția cu soțul. Am avut acum duminică oșor și am avut 7 cupluri mie. Și n-am fost oșor de cupluri, 7 am avut. Odată am locat un exercițiu. Am adus toți bărbații. Bine, constelația a condus la acel moment și i-am rugat pe fiecare dintre ei să spună cum și-ar dori să fie femeia ca ei să se întoarcă acasă la femeie. Și fiecare să spună altceva. Da? Și unul a spus să fie senzuală, să fie sexoasă, să fie feminină, nu știu ce. Să vină femeia care este senzuală și așa. Și a venit o blondă strălucitoare, de ce emana așa, toate era numai senzualitate. Ok, ea este, da, femeia, să, următorul bărbat, cum te-a dorit să fie femeia? Să fie așa. Și am adus câte o femeie, dar chiar ele veneau, cum se regăseau ele energetic, prin rezonanță, prin ce își doreau bărbații. Și a fost minunat, pentru că la un moment dat a fost că 14 bărbați și... După aceea au început să spună pe mail, băi, vrem și asta, vrem și asta, vrem și asta. Adică au început să iasă părți din noi. Unde s-a ajuns, da? Femeia spirituală, femeia gospodină, un domn a spus, iubitoare. Femeia fertilă, femeia cu blândețe, înțelegătoare și așa mai departe. Și la un moment dat, după ce tot s-au spus și a spus fiecare bărbat, au început să spună femeile. Da? Și au început să spună lucruri pe care nu le-ar fi spus sub nicio formă în relația de cuplu și una a spus să fie perversă, să vină femeia perversă, da? Pentru că undeva adânc în sufletul nostru, noi știm că relația sexuală este foarte importantă. Dacă nu reușești relația sexuală unde ne conectăm atât de mult, traiul în comun va avea de suferit foarte tare, da? Și îmi place mie acum să spun foarte mult ca să ne uităm la erotism și la eroticism și să ne dăm voie, da, să ne bucurăm de acest dar pe care l-a dat Dumnezeu. Da? Și s-au spus foarte multe femei, vreo 20 de femei, care reprezentau părți din femei dorite de bărbați. Și le-am spus, domnilor, cu această femeie faceți dragoste. Asta e femeia. Cu multe femei în interiorul ei. Asta este femeia. E și așa, e și așa, e și blândă, e și afurisită, e și nervoasă, e și sexoasă, e și senzuală, e la menstruație, e și pervers, are și intuiție. Când e la ovulație, femeia are intuiție cea mai mare. Cum ar fi, și cu asta o să terminăm, cum ar fi ca bărbatul să știe cât de intuitivă e femeia, să facă ce își propune, dar să țină cont de părerea ei și să-i ceară sfatul la un business, de exemplu, exact. Și să țină cont de sfatul femeii. Și să dai seama ce frumos ar fi să țină cont de, da, și să fim într-adevăr un cuplu și femeia să fie în spate, că femeia e combustibilul bărbatului, nu invers. Este un drum de trăit așa și o viață, de o cale de avut. Și cred că întâlnirile astea de femei ne pot ajuta foarte mult să nu mai fugim de mamă în forme, diversele forme ale ei, să ne împrietenim și să ne găsim. Pentru că vezi cum zicea fiica ta de acele limite, mi se pare că atunci când suntem cu femei care sunt foarte diferite de noi, sunt cumva limite, sunt oglindiri și pot să mă văd și să-mi dau voie și cel mai multe ori mă încurajează. Poate dacă cineva râde, râd și eu, cineva e curajos, sunt curajoasă și eu, cineva e sexy, sunt și eu, cineva e nebună, sunt și eu și văd expresiile astea pe mine în care pot să fiu în siguranță. Exact, exact. Și sunt în siguranță atunci când mă îmbrățișez. Și ne putem îmbrățișa când nu ne vede. Nu știe nimeni că eu după ce plec de aici am să mă îmbrățișez. E doar între mine cu mine. E așa de simplu. Lucrurile sunt simple, noi oamenii le complicăm. Destul de mult. Suntem profesori, le complicăm. Mulțumesc tare, tare mult, Elena. Sunt convinsă că am mai putea sta la povești vreo câteva ore, pentru că avem multe. Îți mulțumesc tare, tare mult așa, pentru că ai venit să ne povestești din cine ești tu și
din ce ai trăit. Cred că asta e tare, tare important când, știi, ai o viață din asta cu 5-10 vieți în ea, în care ai avut diverse versiuni și le-ai integrat în tine. Mi se pare așa foarte, așa un dar pentru alte femei să poată să simtă că se poate și așa. Se poate și se poate cu ușurință. Se poate cu ușurință. Și eu îți mulțumesc tare, Maria, pentru invitație. Revin cu mare drag. Da. Mersi, mă. Și eu îți mulțumesc. Și te iubesc. Și eu. Mi-e drag tare de tine.